nu scrie nimica că n-ai voie să faci stânga sau ceva, nu? Salut! Și bine ai venit la episodul de astăzi. Unde? Suntem în Cehia, mai exact în orașul Skoda, care îmi scapă numele acum. Mlada, nu știu cum. Chiar dacă îmi șoptești tot, nu știu. Așa, clădirea de acolo, după copacul ăsta, este. Și în stânga aici este un showroom cu magazin de cumpărare a diverselor produse care le vinde Skoda, gen Skoda Shop. Așa, și muzeul e destul de drăguț, am făcut câteva poze. Și mergem să vedem cum arată orașul ăsta. Să căutăm un tramvai Skoda, mai exact, să vedem dacă găsim. Dacă nu-l căutăm în Praga, că oricum în direcția aia mergem acum. Uite și noul Kamiq, pus frumos acolo afară. Adevărul că e cam mic. Și uite și muzeul. Costă doar 70 de coroane, înseamnă vreo 3 euro și un pic, parcă, dacă nu mă înșel. Așa, drum cu prioritate și avem intermitent, putem să trecem, trecem. Cam așa arată orașul în care s-a născut Skoda. Sincer, mai multe nici eu nu știu ce să spun. La muzeu a fost plăcut, îmi pare rău că nu am văzut modelul meu de Octavia în muzeu, având în vedere că aici din producție. Dar asta e, probabil că peste 5 ani de zile o să-l vedem, sau 10. Până atunci ne mai plimbăm cu ea. Dacă ești fan Skoda, merită să vii să vezi orașul și muzeul Skoda, pentru că găsești chestii interesante. Nu este foarte strălucit muzeul, să zic așa, în comparație, de exemplu, cu muzeul Volkswagen sau Audi sau BMW, însă e decent, că vorba aia, Skoda este mașina oamenilor simpli. Așa, dar e plăcut să-l vezi. Și mai vreau să zic ceva, dar m-am încurcat și am uitat ce trebuia să zic. Bucurați-vă de orașul meu, Mlada. Pentru că te-ai încurcat așa de mult încât trebuia să faci stânga, n-am mai făcut stânga. Da, știu, las că mă pune să fac stânga acum. Ce, am fost și noi prin orașul vechi, nu? E mișto că în orașul ăsta aici, cam peste 50%, să nu zic 80-90% din mașini, sunt Skoda. Bine, acum nu e nicio Skoda. Bă, da, erau vreo 10, dacă n-ai văzut. Dar nu, că văd numai din asta, Mazda. Pe tați, eu ești în cale celelalte, pentru că e ca și cum ai zice în București că cauți o Dacia. Da, face parte din decor, la un moment. Exact. Uite, pe colțul ăsta aici sunt 3 Skoda, na? Dacă ai drum în zonă și ai în jur de 3,5 euro la tine, poți să intri la muzeu. Cam așa costă, 70 de coroane biletul, fără ghid, fără nimic, oricum nu prea merită. Și partea frumoasă este că poți să vizitezi și fabrica Skoda, însă din păcate doar de luni până vineri. Asta este singura parte nașpa, în sensul că trebuie să fii în concediu dacă ești cumva muncitor de luni până vineri. Deși Cehia se află lângă Germania, diferențe între cele două țări sunt de la cer la pământ, evident, și Cehia seamănă un pic așa cu țările estice, adică și România, și poți să zici că te simți ca acasă. Dacă ești român în Germania și ți-e dor de România, plimbă-te un pic prin Cehia. Singura problemă este că o să te simți așa ciudat că nu înțelegi limba, dar asta nu e problemă, îți pui căștile în urechi și te bucuri de plimbare. Așa. Și acest filmuleț este filmat cu noul GoPro 8. E primul test pe care l-am făcut. Se văd bine culorile astea, da? Galben și negru de la mizerie sau ce e aia acolo, zici că a luat foc. Așa, și acum te las să te uiți la pozele făcute și la filmuleț, că am făcut și un mic filmuleț acolo. Și ne vorbim data viitoare, da? Că noi ne ducem un pic să ne plimbăm pe drumurile astea interesante din Bohemia.